lăsat pentru noi, pentru toți, pentru cei în care iubim lucrurile, chiar dacă în momentul ăsta nu avem sigla, să zic așa, dar în sufletele noastre toți iubim un singur nume, face pentru oră. Pentru mine personal și cred că pentru noi tot este o mare, o mare să avem lângă noi acești jucători, minunați, acești oameni minunați. Cred că fiecare dintre ei reprezintă o mare parte din istoria Petrolului. Sper ca și cei mici sau copiii care vin din urmă și, bineînțeles, și cei care îmbrac în momentul ăsta tricoul Petrolului să învețe ceva din ce au făcut și ce reprezintă acești oameni pentru noi. Eu le mulțumesc din suflet și personal și ca om care este alături de Petrolul la acest moment pentru tot ce au făcut pentru noi, pentru istoria acestui club și pentru istoria acestui oraș. Vă mulțumesc și sunt fericit și să te fericesc că vă avem alături de noi. Vă mulțumesc! Eu, ca și gazdă, vreau să vă spun că am preluat de la Petrolul 52 ca acest eveniment să-l organizăm la Ploiești, m-am oferit. Dumneavoastră cunoașteți intențiile mele, pentru că atunci când Petrolul 52 a avut nevoie de un sprijin, am fost alături de sport și am reușit, eu știu, să pornim la drum, așa, mai greu, dar important e că am reușit să plecăm și că ora actuală Petrolul 52 se află într-un campionat și e păcat de investiția care s-a făcut aici în orașul Ploiești, că nu avem o echipă de fotbal. Și bineînțeles, Petrolul este o echipă care nu mai are nevoie de, eu știu, să o lăudăm, de comentarii și bineînțeles de public, de spectatori, pentru că e un oraș cu, și o echipă cu un public minunat. Galeriile care la ora actuală sunt sarea și pipierul la toate meciurile de Liga 4. Eu vreau să spun că mă cunosc foarte bine cu cei și cu toți de, care suntem la masă aici. Bineînțeles, am cunoscut mai mult ca antrenori, pentru că am jucat multe meciuri la Carpați-Sinaia și toate antrenamentele le-am făcut împreună cu Petrolul. Chiar multe meciuri, multe meciuri. Mi-aduc aminte de foarte mulți ani la rând când Petrolul asta la Sinaia, eu am jucat 10 ani la Carpa Sinaia și mi-aduc aminte de, să zic așa, meciurile frumoase, pregătirile care le făceam, o echipă frumoasă, tot ce pot să vă spun. Și că am reușit să fiu astăzi, să pot să organizez aici la Club Laguna. După cum știți și eu, sunt coproprietar aici cu Bebe Rădulescu, suntem asociați. Și am hotărât să organizăm acest eveniment. Este un eveniment foarte important. Vreau să vă spun că vin din proședință de la PSD, de la Chiselev. Am venit de acolo și s-a pus problema în legii sportului. Deci, ca să vedeți că programul de guvernare, acum nu vreau să în politică, dar nu e bine ca să... nu e bine. Dar vreau să vă spun că cu ce ne lovim noi la Prahova, problemele care sunt la Prahova, se lovește toată România. Vorbesc aici de sportul amator. Și s-a pus problema cu modificarea legii 69, legea sportului, pentru că trebuie să fie o lege clară. De asta o să discutăm altă dată. N-aș vrea să pomenesc multe despre politică, pentru că sportul totdeauna trebuie să fie în afara politicii, în afara luptelor politice, nu fie trans. Să nu fie niciodată implicat în luptele politice. Sportul trebuie să fie, fotbalul trebuie să fie independent și să pună umăr toți, de la mic la mare, într-un municipiu ca Ploiești, să reușim să readucem echipa Petrolului, să găsim investitori la echipa Petrolului undeva la locul de cinste. Noi am pregătit și din partea primăriei orașului Bușteni o surpriză, avem o plachetă pentru toți cei care au jucat și rezerve cu totul și cei care nu mai sunt, probabil că o să ținem și momentele cu lege pentru cei care nu mai sunt în viață. Și bineînțeles, Petrolul 52 are și el pregătite surprize și bineînțeles avem o masă, un protocol și vreau să depunem amintiri, să ne simțim bine și să îi interogați pe cei aflați și să vă povestească din minunățiile din anii
să zicem, din 60, 61, 62, că am înțeles, mă uitam că l-avem aici pe domnul Gheorghe Dumitrașcu, care mi-a povestit că a jucat în două rânduri la Petrolul și a câștigat și Cupa României, 62, ceva de genul ăsta. Dar... 63, nu? 63, da. Aș vrea să-i las pe dânsii și să puteți să-i luați la întrebări și să vă povestească, să destăinui din acele clipe minunate cu care pe care ne le dorim să mai ajungem la ele, ceea ce va fi foarte, foarte greu, dar nu e imposibil. Trebuie să cred întotdeauna că totul se poate. Așa că vă dăm cuvântul să începem cu domnul... Eu mi-aș permite, domnul primar, și n-aș prieten ca nume personal, deci nu numele colegilor mei și tăvărnă, sunt de acord cu mine. Este poate mai bine să vă mulțumesc pentru inițiativa pe care ați avut-o și pe care vă dedurăm în această seară. Să vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi, însăși prezența ziariștilor aici este un lucru deosebit. Poate și pentru ce a fost acum 50 de ani, cum de dumneavoastră ne dați născuți, dar poate mai mult pentru dumneavoastră și la fel și pentru noi, pentru ce s-a întâmplat astăzi la noi în municipiu. Și vedeam în interiorul meu, domnul primar a venit și să ne sărbătorească pentru 50 de ani și vrând nevrând a ajuns și dânsul la același of care în momentul de față ne îngrijorează pe toți. Situația echipei. Eu mi-aș permite să fac o mică paranteză. La prima discuție pe care am avut-o cu prietenii noștri din tribune, unul dintre ei s-a exprimat de maniera asta. Doar această echipă este formată din noi, cei din tribune, și din dumneavoastră cei care ați fost sau sunteți în teren. Și cu asta a spus esența. Deci este formată din cine? Din spectator care este venit să vadă spectacolul și din cel care încearcă să-l ofere. Ce ne lipsește? Ne lipsește sprijinul. Noi, prin sprijin, nu înțelegem bani, cum au înțeles alții domnul primar, înțelegem sprijinul de natură mentală, de natură morală, să fim recunoscuți că putem fi precursorii unui viitor petrolului și urmașii celui care, din păcate, a ajuns în faliment. Nu și noi, dar asta este situația. Iar un alt copil, așa ceva mai cu cuvinte mai multă, a spus tot din rândul lor. Și, doamne, pe mine nu mă interesează că petrolul este azi petrolul 52, petrolul 95, petrolul 2016. Pe mine mă interesează să scrie petrolul aici, să aibă, cum îi spune, e cu sonul aici și să fie galben-albastru. Și el a spus esența. Noi nu suntem nici pe ce, noi nu suntem nici CS, noi nu suntem nici SEA, noi vrem să fim petrolul. Și cred că asta dorește toată lumea și cred că asta o dorește și cei de față care sunt alături de noi. Pentru că dacă n-ați fost alături de noi, n-ați fi venit aici. Privind jocul de acum 50 de ani, vă stăm la dispoziție cu ceea ce credeți dumneavoastră că nu știți, cu ceea ce vă putem noi ajuta. Dacă puteți să ne povestiți și despre meciul Turda la Liverpool, care n-a putut fi inaugurat la Liverpool în acea perioadă, și pe urmă despre cel de la Ploiești. Meciul cel mai greu a fost meciul de la Liverpool, pentru că în funcție de primul rezultat puteai să speri sau să nu speri la meciul de Turda. Despre meciul de la Liverpool nu pot să spun de fiecare, pentru că a fost un joc bun și curajos din partea noastră. Până în minutul 70, dacă nu mă înșel, când au marcat primul gol, meciul a fost deosebit de echilibrat. Îi datorăm foarte mult la acel joc. Vasile Sfetcu a plecat, din păcate, dintre noi acum 3 săptămâni. El a apărat excepțional la acel joc. Și, de ce să nu recunosc, ne-am jucat și noi partitura noastră. Eu mi-am amintesc și acum, cu minutul 40 sau 42, ceva înainte de pauză, Cosi că Moldovean a scăpat de la centrul cerenului, a rămas față-față cu Laura, s-a ieșit și el din afară, a ridicat mingea și peste el și peste poartă. Vă dați seama că un mingea de pentru noi. Poate îi supăream prea tare, poate Moncet era mult mai bine, dar și așa, noi am fi putut și probabil că dumneavoastră, cei mai în vârstă, știți mai multe, noi am fi putut să rezolvăm problemele jocului cu o echipă campioană a campioanei mondiale, să rezolvăm aici, pentru că la 3-1, au fost încă două, trei ocazii în care domnul Negru, nu mai spun de unde era și ce sarcini avea, le-a ignorat. Da. Din Portugalia îl chema Campos.
arbitru din Portugalia care a fost la Liverpool. Eu am încercat să vă amintesc despre arbitru de la Ploiești, care se numea... Lucianu. Era tot portughez, se numea Lucianu. Da. Avea chivoții mari. Domnul Mircea, de ce în meciul tur n-a apărat domnul Mihai Ionescu și a apărat... Deci Ionescu era titular de echipa națională în acel moment, pentru că dacă ați ridicat această problemă, eu vă spun încă o dată punctul de vedere este personal. Pentru mine acești doi colegi și prieteni au fost la fel de bun. La fel de bun. Vasile Sfântcu a început, primii 10 ani, el a apărat mai mult din 56 până în 64-65, 7 ani. După aceea a venit rândul unui și mieși, Ionescu era titular, era ușor accidentat la meciul ăla, ăsta motivul pentru care a stat pe bancă, pe, în acea perioadă, dacă vă mai aminti, nu se schimbau decât portarul în caz de accident, constatat de către medii. Și atunci a apărat Vasile Sfântcu. Iar aici, cu toate că Vasile a apărat excepțional, a devenit mișul pentru că era titular. Ăsta este motivul. La arbitrul rus, la meciul de acasă, a simțit așa o rea voință din partea lui? Dom'le, era rus. Păi da, dar era cu 2 ani înainte de 68. Era rus. Toți se simțeau tensiunile și înainte. Prietenul meu a spus totul. Nu facem politică, așa a spus și domnul primar. Era rus. Ne aude, ne aude domnul Putin și nu e bine. Da. E vremea îndrăgat foarte acum la Putin. Întâlnind o echipă așa mare, exista la dumneavoastră teama asta de adversar, cum vedem acum la echipele noastre? Iar un punct de vedere personal. Știți că teama este a celui mai slab. Noi avem o mare calitate. Am spus-o și unor prieteni cu care am vorbit mai devreme. Dacă e să luăm suma valorilor, erau net superioare. Suma valorilor, mă refer și la valoarea individuală și la valoarea la transfer market. Știți foarte bine ce este importanță. Ceea ce aveam noi și cu care am reușit să răzbim în viață, de la viața petrolului, era prietenia dintre noi, unitatea, respectul față de cei care ne conduceau, respectul față de cei din tribune. Adică eram o unitate, nu 10 inși aici și 10 la, să dau un exemplu, sau nu la un cartierul nu știu care, în altă parte unde se stabilesc, unde se decid destinele urmei să existe la fel, nu dezbinare, ci păreri diferite. Noi am fost și am reușit, datorită prieteniei care ne-a caracterizat, a unității noastre și, dacă vezi, și a respectului față de cei din jurul nostru. Aș propune să-i ascultăm pe toți. Bineînțeles. Îmi și o întrebare, pentru că văd că v-am gândit chiar absolut în fiecare minut a meciului, de echipa dumneavoastră. Aș vrea să știu, după acel meci în care o echipă românească a câștigat fața unei echipe foarte, foarte importante, care a fost bursa presei, cât internațională? Am venit în stat să vorbească toată lumea. Vă răspund eu dacă... Să știți că presa avea mai puțină libertate decât aveți dumneavoastră astăzi. Fiecare știa. Dar, din păcate, spune, ei n-aveau decât o singură punct de vedere, cel dictat de sus. De când aici mai există și păreri contra. Nu spun cu răutate încă o dată. Vă spun pentru că asta este adevărat. Deci, dumneavoastră v-ați întrebat ca la punctul de vedere a presei. Presa a fost cu noi, presa a avut curaj să spune că arbitru a greșit la jocul de acasă, pentru că pe ăla s-a întâmplat astăzi, nu? Dar n-a fost de ajuns. Trebuia să înțeleagă cel care a dictat. Adică au exprimat realitatea aceea că o echipă de aici, de la noi, a putut să ajungă atât de sus. Pentru noi e bine că în Anglia s-a auzit despre orașul Ploiești, pentru că știți foarte bine că și astăzi se mai spune despre capitala României, Budapesta sau Sofia. Da. Deci s-a aflat acolo că orașul Ploiești există, că județul Prahova există și, fără răutate, ar trebui ca toată lumea și cei care ne conduc astăzi să știe că am făcut și noi ceva pentru acest oraș, pentru acest județ și poate și pentru această țară. Pentru domnul Vigitri, dacă văd că tot s-a așezat în extrema stângă, cum se uită la noi. Ce își mai aduce aminte de fundașul dreapta care l-a marcat în acel meci, la meciul de la Ploiești? Dați-mi voie ca să vă răspund imediat, dar n-aș vrea să trec direct la acest răspuns.
fără a mulțumi și eu, și cred că toți aici să mulțumim celor care s-au gândit să organizeze această sărbătorire, special domnului primar Savin, care înțeleg că a făcut poate ce era mai greu din această întâlnire, da? Să facă susținerea. Și că e un lucru care, într-adevăr, ne emoționează, pentru că poate în acești 50 de ani nu ne-am gândit în fiecare zi, sau în fiecare lună, sau în fiecare an, ce am făcut noi atunci. Și faptul că acum avem acest prilej de aducere aminte și de a puncta unele lucruri care, sigur, au dat mari satisfacții atunci și au dat mari satisfacții și viitorilor de fotbal și proieștelor în general, de ce nu și întregii țări, de a învinge și, așa cum s-a dovedit până astăzi, să fie singura echipă care a câștigat un meci oficial contra Liverpoolului, singura echipă românească, da? Sigur, ne aduce de două satisfacție deosebită. Referitor la ce spuneți dumneavoastră, n-aș fi sincer dacă n-aș spune că toți am avut în noi oarecare, nu teamă, dar să spun îngrijorare când am întâlnit această echipă. Era echipa campioană a campioanei mondiale. Iar Petrolul Ploiești era campioana, recenta campioana României și ca experiență internațională, noi aveam poate niște turnee de iarnă prin Liban, prin Siria, prin Iordania sau printr-o țară africană și stop, nimic mai mult, pentru că frontierele erau închise pentru echipele românești, spre fotbalul adevărat, spre fotbalul țărilor, cu fotbal avansat. Și când puneai în țări în cumpăr Petrolul Ploiești cu Liverpool, sigur, era imposibil să nu ai o stare oarecum de îngrijorare, nu? Pentru ce va fi în acest meci. Poate meritul cel mai mare al nostru, al jucătorilor și nu în ultimul rând al antrenorilor, a fost faptul că au reușit să facă, să ne mobilizeze, să spun așa, să ne dea acel curaj și acea încredere în forțele noastre, pentru că fotbalul până la urmă se joacă tot 11 contra 11 și dacă ai valoare și dacă ești capabil să joci, apoi poți juca indiferent cu ce echipă și ce nume poate. Eu cred că aici a fost ispravă noastră poate cea mare, în sensul că nu ne-am speriat de această echipă. Cum bine s-a spus și până acum, s-a încercat un rezultat cât mai proape, un rezultat care presupunea chiar și o înfrângere la limită, este vorba de primul meci de la Liverpool, dar și posibilitatea de la Dan, de la Liverpool, dar și posibilitatea pentru că acest 0-2 cu care am venit de acolo să putem să-l transformăm într-o victorie prin care să ne calificăm. Și lucrurile au mers nicio bine. Nu știu, poate personal mă bucur că am participat la faza care a practic a generat golul 1 și am mers în continuare foarte bine într-un final de meci în care ce pot să-mi amintesc de atunci este faptul că a fost o întreagă euforie, o întreagă sărbătoare, tribunele ari și pline și suprapopulate în vechiul nostru stadion, când nu mai încăpeau oameni de tribună, ci conjurau terenul practic de jur spre jurul gardului protector. Chiar și în copacii care mai depășeau înălțimea tribunelor erau practic spectatori. A fost o sărbătoare, a fost un moment senzațional și nu atât, zic eu, în ceea ce privește bucuria noastră a jucătorilor. Cred că a fost o bucurie a orașului. A orașului, pentru că lumea era foarte apropiată și foarte iubitoare. Mă amintesc cu mare, mare satisfacție încurajările care veneau din tribune. Eram destul de tineri atunci și pe mulți dintre noi auzeam din tribună, hai puștule, bravo puștule, bine puștule. Și cu puțin regret mă gândesc cam ce se întâmplă acum, ce auzim prin tribune. Sigur, nu pot să acuz pe toată lumea sau să pun în aceeași, mă rog, boală pe toată lumea. Sunt și oameni civilizați. Din păcate, avem multe exemple de oameni care stăi despre care. Referitor la întrebarea pură, deci m-ați întrebat și scuze că am făcut această introducere. Deci, trebuia să întâmpin un fundaș al unei echipe mari.
cu ce arme puteam să-l depășesc. Cu armele pe care eu le stăpâneam. Altele nu cred că puteam să le inventez în acel meci, nu? Și știam foarte bine că, mă, să zic că atât știat, atât am făcut. Doar că aș fi ca antrenor, vă spun în continuare, eram tot recomandat jucătorilor români, care gândesc foarte mult până dau o centrare. Și este un amănunt tehnic, mă scuze cei care poate nu sunt, mă interesează lucrul ăsta, dar toți își pregătesc încă o dată, încă o dată, încă o dată, până când degeaba mai centrez, că centrez în adversar. Deci acel minim pe care poți să-l creezi, printr-un dribbling, prin viteză, prin calitățile pe care ar trebui cât mai repede exploatate și valorificate ca să poți centra. Cu asta cred că am reușit să creez, să creez, cel puțin din propriul meu de vedere, poate un debat personal, și faza la gol 1 și alte câteva faze care puteau să meargă la gol în acel meci. În rest, nu cred că am descoperit eu vreo minune la acel joc, și nici echipa, și a fost un atașament total, o dorință totală, dar și o, zic eu, capacitatea, puterea să învingem o echipă mare. Dacă mai țineți minte, tot la acel meci, Liverpool cum s-a apărat? A fost marcajul omul la om sau în zonă? Părerea mea că la acea vreme să juca zona. Este părerea mea. Dar poate cine știe, alte echipe făceau și noi. Nu mi-amintesc, nu le tot pe Civela, cu de la Tudela, faci un marcaj, eu știu, de-asta de presant, să spun așa, pe tot terenul, nu. Ne jucam, respectam o așezare care, sigur, era stabilită de antrenor și cred eu că la acea vreme poate am găsit-o cea mai bună variantă. Și raporturile individuale se creau prin capacitatea fiecărui jucător de a fi mai bun față de adversarul personal, dar și în ansamblu, ca și compartiment, dacă aveai capacitatea sau nu aveai capacitatea. Ori faptul că am dat trei goluri, da? Astăzi vedem cu greu că se câștigă cu un 1-0, cu un 2-1, de multe ori rezultatul cel mai obișnuit este 0-0, nu? Sau 1-1. Să dai trei goluri liber, înseamnă că aveam acea capacitate și că echipa era capabilă să câștige și în fața unui adversar educabil. Puteau să fie chiar 4 goluri dacă s-a purtat și acel penal. S-a spus aici că a fost o fază în care arbitru avea acoperire regulamentare să dea 11 metri în final și ar fi semnat dacă se transforma eliminarea Liverpoolului în acel meci. Cum vă așteptați să se pădurească proieștenii sâmbătă? Trebuie să vină cât mai mult. Să sperăm să avem și susținerea timpului, să spunem așa, să fie un timp potrivit. Și poate, cel puțin ca la primul meci al Petrolului 52, când ați văzut și a fost prezent și mai astăzi cu 6-7 mii de spectatori de tribune, să reedităm cel puțin acest număr de spectatori și să fie acest entuziasm care să, eu știu, ne dea satisfacția unei sărbătoriri în fața suporterilor. O să jucați sâmbătă? Să jucăm? Să juc. Dacă o să fie muzică bună... Avem în seara asta muzică. Eu am omis un amănunt, să știți că... Am omis un amănunt că... Nu știu, da, domnul. Am făcut invitații, domnul Matescu a făcut invitații și am rezervat 20 de bilete pentru o echipă de Old Boys din Liverpool și am așteptat aproximativ 10 zile și... Cred că, probabil că îi așteaptă sau știu, suntem noi prea mici, sau probabil că ei se deplasează pe bani și nu, n-am reușit să avem confirmare și să invităm, că am avut rezervat și la hotel și bilet de avion, tot pregătit 20 de locuri pentru a invita o echipă de Wolfsburg peste 40 de ani. Era o mare surpriză, dar uite, n-am reușit pentru că... Dacă îmi permite, domnul Sabin, da. Noi am ținut legătura cu câteva persoane din cadrul clubului Liverpool. Mi s-a spus că aceste acțiuni le pregătesc cu foarte mult timp înainte. Din păcate, noi le-am trimis acum vreo 2 săptămâni la aceste mail-uri. Ne-au răspuns că, în general, echipa Old Boys se deplasează numai contra cost. În momentul în care i-am întrebat cam la ce sumă s-ar duca deplasarea lor aici, nu ne-am mai răspuns la mail. Am considerat că ar fi fost un lucru extraordinar să putem să invităm o echipă de Old Boys al
cele vrei cu Liverpool, dar o să facem și de Old Boys între Coș cu Bolința, ai de-a lungul timpului, ai FCB Coș și o selecționată azi de turnă. Ne sperăm ca sâmbătă să vină cât mai multă lume, pentru că vom pregăti așa cum se cuvine aceste evenimente pe care se vorbim astăzi. Suntem convinși că suporterii noștri vor fi alături de noi, pentru că datorită lor, sau ca să spun așa, ei sunt suportorul principal în acest moment pentru noi. Datorită lor suntem aici și împreună cu ei vom merge mai departe. Vă așteptăm și pe dumneavoastră și vă așteptăm și pe număr cât mai mare, pentru că ne vom pregăti câteva lucruri pe care considerăm noi că vor onora cu adevărat oamenii care au reușit să vină pe acolo acum. Dacă au dreptat cei de la mine, pe o sâmbătă de mine, pe o sâmbătă de mine. Da. O întrebare pentru domnul Dimitincuță. Ce ar fi de bară? Aflând că am titular în acel meci cu Liverpool, aflând că veți fi titular, având și dacă nu mă înșel 19 ani, că veți fi titular în acel meci cu Liverpool de la Ploiești, cum ați simțit, ați avut emoții? A fost în momentul când domnul Vito Bogrescu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a intrat în vestiar. Și a întrebat cum ne simțim, cum avem emoții și nu pot fi pe mine. Am văzut mai mic. Era mai mic, dar ce mai mic? Cum e bușul? Bine, nu, președinte. Zice, măi, dacă joci prost, o să joci în continuare. Ești tânăr. Dar dacă joci bine, s-ar putea să faci parte din echipa națională. Mi-a zis așa, nu știam ce să vedea, oricum aveam emoții. Președinte, am uitat bine. Și într-adevăr, în anul am fost cu echipa națională României în Brazilia. Mircea Lucescu. Dar, păi, totalist de valoare. Zic eu, pe timpul. Problema a fost că acest arbitru rus nu ne-a lăsat să câștigăm. Ne-a Mircea, a scăpat, a fost ținut de portar, a fost ținut și trântit la pământ. 11 metri clar. Dacă Ne-a Mircea se ridica, că putea. Și băga mingea în poartă, nu știu ce putea să mai dea el atunci. Dar dacă te ține și te trântește jos, 11 metri clar, nu mai... Ai găsit vinovat. Nu, eu spun care era situația. Și câștiga meciul cu 4-1. Dar să mai spun altceva. La al treilea meci la Bruxelles, prima repriză, într-adevăr, echipa a fost cam dezmembrată, pentru că mulți jucători au fost accidentați și doi ne-au bătut cu 2-0. Într-adevăr, 20 de minute, eu, ca mijlocaș, nu am atins mingea. Deci 20 de minute, e mijlocaș central. Îl aveam pe Dumitru Munteanu în dreapta și... Și la un moment dat îmi spunea, de ale fotbalului, eu cu argumente, adică ce s-a întâmplat acolo. Și Mitică Munteanu spune mie, bă, fii atent, vezi ce mari sunt ăștia? Dacă nu începe jocul, ne nenorocim. Când auzi trompete, fii atent, te culci jos. Spune el mie. Și 20 de minute eu, fiind mijlocaș, nu am atins mingea. Nu poceam în stânga, în dreapta. La un moment dat m-am lupit și de el. Bă, tu ce faci, bă, tu vezi că eu sunt cu tine. Da. În joc, fiind asta, acum mai spun și divertismentul de astea. Asta a fost realitate. Ea și răulește. Știi? Și ne-a dat 2-0. Deci v-am spus care e. La pauză, intră domnul Pantilie. Intră Pantilie. Și zice... N-are Pantilie. N-are. E visul. Și păi, măi, din totul puteai, ce să fac, măi? Zice, câte mingi sunt, da? Păi, avem fiecare video,
Dar Mitică Munteanu spune, ce te întrebi? Mă întrebă de unii. Și, păi, zice, bă, du-te ia una mai mare ca să o atingem și noi. Zice, două, nu mai o atingem. Și mă întreabă, tovarășul Pantile, ce ți-a zis? Să ai să o luăm una mai mare. Păi sunt și de-astea? Dar ce vreau să spun, referitor la acel meci, reprizatora, în minutul 55, lovitură liberă pe 16 metri. Ia Mircea, care a fost un specialist, și a băgat mulți bani în buzunar. Ai reparat. O pune în vincul. Deci, o pune în vincul, ce să mai... Noi ne pupam, noi cu tăi, cu tăi, când, în loc să punem mingea la centru, arbitru, fluieră repetat la loviturii. De ce? Deci, păi, nu știu, el știe. Așa e o distanță, spune de ce. Atunci când a fost el, fundașul central, a fost undeva. Și arbitru a dat repetarea. Mă rog, cam nici știe. Deci, a dat repetarea. Dar nu asta era problema. Deci eu zic că golul a fost valabil. Gol valabil și vă spun, deci, așa l-a justificat el. Eram peste ei și eu cred că nu ne bătea. Cel mai vreau de aici, nu, ajungeam la 11 metri. Un joc foarte bun a fost la trecat. Asta era. Pentru domnul Pala am eu o întrebare. Cât de fizic a fost meșul cu englezii? Că tot vorbea nebine. Mai spuneți-mi o dată întrebare, că mă gândeam ce spuneam. Cât de fizic a fost cu meciul? Erau buni, așa fizic, vă dominau fizic? Referitor la Liverpool, e greu de discutat, dar vă spun să Inter era peste noi cu opră. Să fie clar. În primul rând financiar. Știți ce... Din ce n-a venit ei? La celulie. Nu se spune acest lucru. Peste unii. De ce să nu discutăm deschis? Dar pe dumneavoastră vă interesează mai mult ziare, știți, la altceva. După timpul nostru era niște probleme. Și vă spun numai un singur lucru. Doctorul Crista, care era doctorul nostru, a rămas acasă. Nu mai merg la alta. Bruxelles. De ce? Vă spun de dumneavoastră. I-a dat vaccinătate. Așa, în schimb, a venit Neamitică Tomescu, ca așa spuneam, care era paraționat. Așa că, o altă problemă, ca să nu prelungim și o să aștept întrebările dumneavoastră. Sunteți domnușare aici, că să vedem. Îi fac un întrebare. Nea Vasile Cristea n-a venit pentru că înainte de asta pusese campionatul mondial în Anglia. Și a plecat cu niște coroane. I s-a imputat o că a fost cu niște... Cruce. Da, știm ce asta. Dar dacă vrei să spun ceva, pe Neanelu Neacciu și pe Marimu Acelui, ce l-a lăsat în aeroport? Nu, la meșul ăsta l-a plecat în Indonezia. Nu, m-a dus în aeroport la Coneasa. Așa că așa era, nu iese. Nu la meciul ăsta, când am plecat în Indonezia. Știu. Dar de ce? Erau situații. N-a ieșit viza tocmai la aeroport. Deci dumneavoastră stați în dreapta, când și pleacă. Sau când ne strângea pașapoartele la când pleca, se vedea, când ajungea, cum se luam. Și așa mai departe, că asta vă interesează. Acum puteți să scrieți ce vreți. Și cu altceva, asta e, deci aștept întrebările dumneavoastră. La primul... Eu vorbesc acum. La primul gol, la truc se mai arată greșit, să fie clar. Am recunoscut și scrie și în ziare și luați și voi, dar am recunoscut. Întrebările dumneavoastră. Sportivă. Mă cunoașteți? Nu aveți de unde. Astăzi te cunosc. Și faceți-mă o poză și... Și de acum înainte. Da. Și pe teren la fel, dumneavoastră spuneați, acum eu lovesc? Dar bineînțeles. Că mi-era frică. Mă cunoaște toată lumea de aici. De vorbeasă, cu așa frică mi-era că îmi trebuia chioți. Nu e așa. Referitor la... De glumă, să știți, referitor ce ne așteaptă, asta mă doare pe mine. Că a vorbit de domnul președinte, aici e problema.
Aceste lucruri trebuia făcut acum 10 ani. Centrul de copii și junior unde este? La Ploiești. Francezii cum a făcut? 10 ani de zile a tăiat bărbat. Uitați unde este. Noi n-am făcut absolut nimic. Să vorbim ce urmează. Ne trebuie 10 ani de zile de aici încolo. Aici trebuie o lege a sportului, domnul Paroc, care trebuie să fie votată. Legea sportului va ieși. Care, da, care nu va ieși, probabil, pentru că... Hai să vorbim de joc. Asta e vorba de joc. Să vorbim de joc. Mircea, aduce aminte, la București, decanul facultății de romanice, de la Cambridge, când a aflat că ai jucat la Petrolul și că ai jucat împotriva lui Liverpool, cum s-a purtat 3 ore, cum a stat, era în stare, era pana lui Liverpool. Nu, fac o mică paranteză ca să vedeți ce a semnat. Și vă spun că este adevărat, adevărat. La inaugurarea stadionului la București, pe 11 septembrie 2011 sau pe 9 septembrie, am fost invitat și am stat cu Nelu, pe 6, cu Nelu Numără și cu, și cu Nae White, am stat împreună. Venise domnul Blată. Au ieșit, pentru că era vreme frumoasă, au ieșit, cum spun politicieni, acum facem o baie de mulțime, nu? Și au ieșit și stăteau în zona din fața de tribunei Selu, domnul Blată aici, s-a dumit și în stânga, în stânga lui Sadu Mircea Gică Hagi, în dreapta domnului Blată Gică Popescu, față stătea Nadia și cu cei doi mari tenismeni care, pe care i-am avut, Piștiș, Țiriac și Năstase. Da. Eu am și eu o păsărică câteodată și le spun la prietenii mei, în pauză pot să iau un autograf de la domnul Blată. Vi le arăt dacă sunteți curioși și autograful de la Tuțu și două de la, de la domnul Platini. Dar să revenim. Ăștia mă zbătă, ești nebun. M-am dus acolo, în spatele domnului Blată, la doamna Stoicescu, șefa de la Serviciul Internațional, cunoscătoare la perfecția patru limbi străine, și zic, dragă, ce credeți că pot să iau un autograf de la domnul Blată și să vorbesc cu Mircea. Am vorbit ceva cu Mircea la ureche, Mircea s-a adresat domnului Blată, vă spun cu toată sinceritatea asta, este adevăr, s-a întors domnul Blată, s-a uitat așa la mine, eram aici, eu am fi gândit, bă, ce vrea asta de la mine sau ce vreau. În momentul ăsta, Sandu Mircea a spus, el a batiu Liverpool. În momentul ăsta s-a sculat domnul Blată, a scos pixul, a semnat, mi-a strâns mâna și s-a ajuns jos. Deci eu eram pentru el absolut normal, unei ca nimeni. Faptul că cineva și-a permis, a îndrăznit sau a reușit să învingă pe Liverpool, a semnat mare. Acesta este, cum să spun, aspectul adevărat al unei victorii, de necrezut pentru cei de acolo. Pentru noi a fost o realitate, nu? Mulțumit? Pentru domnul Crișan, am o rugăminte și o întrebare. Am înțeles că din cauza unor probleme medicale n-ați putut să jucați la Bruxelles. Erați titular. N-ați fi putut face un efort să fi jucat? Nu. Deci am dormit cu Mitică Munteanu la aceeași care. Azi nu sunt tremurul de 50 de ani. A spus că nu l-am lăsat să doar cu toată lumea. Și am jucat cu Mitică Munteanu și n-am jucat. Deci, bine, eu eram foarte tânăr la vremea asta. Deci asta a fost exact situația. Referitor că aș vrea să ridic și eu problema celor trei jocuri. Eram campioana unei țări comuniste, trebuie să înțelegem și lucrul ăsta. Privită mai ales la jocurile de afară, în țările cele dezvoltate, era privită oarecum așa, că veneam de undeva, veneam din comunism și bineînțeles că, după părerea mea, deci cele trei jocuri au fost, să puteam să ne calificăm la vremea respectivă, dacă nu aveam și nu vreau să dezvolt foarte mult subiectul legat de arbitrajele de la cele. Nu uitați că la primul joc de la Liverpool, deci au fost doi accidentați, vorba de Iucas și de Ștefan Roman, deci a fost accidentat, s-a jucat, iar Florea a fost a eliminat din teren. La al doilea meci. La al doilea, nu? Da, și din cauza asta,
asta, deci repriza a doua s-a jucat cu un număr mai redus, adică n-am putut beneficia de aportul celor doi jucători, mă refer la Iuca și ce mai așteptam. La Ploiești a fost Iuca și Badea. Deci au fost... Da, s-a accidentat în timpul meciului, atunci nu se permitea o schimbări, deci regulamentul era clar și deci cei 11 care intrau, deci se putea schimba numai portar. Asta a fost situația de la vremea respectivă. Păcat că spun că totuși în condițiile în care au fost, puteam să ne calificăm, dar au fost și niște factori care n-au ținut de noi, nu vreau să intru, că nu mi se pare normal, deci ăsta e punctul meu de vedere. Așa, deci o mică de completare, dacă Camil a terminat. Ne amintesc un lucru cu totul interesant. Deci, după meciul de la Liverpool, urma și noi presa, a fost o etapă de cupe europene, da? S-a jucat în toată Europa. Am luat și noi presa și ne-am uitat la rezultate. Fac o completare privind modul în care eram priviți, modul în care eram apreciați, modul în care eram cunoscuți, da? Și rezultatele, în acel, am citit rezultatele, ne interesau și celelalte echipe din țară. Și eu personal am citit un ziar care scria Dinamo Pitești, Dinamo Pitești, da? Rețineți cu, nu știu ce echipă a jucat în aceeași zi, 12 octombrie, cu, nu știu ce echipă, dar scria Dinamo Pitești, în paranteză, Iugoslavia. Deci Dinamo Pitești era o echipă din Iugoslavia, da? Pentru ei și completez treaba asta cu țările comuniste, cu importanța care ni se dădea, modul în care eram cunoscuți. Deci vă dați seama că pentru ei eram totuși niște echipe din nivelul, n-aș vrea să pronunț, 2, 3, poate 5, știu. Și am reușit totuși să facem acel rezultat prin care le-am amintit că și aceste echipe, chiar dacă veneau din țările comuniste, iar că sunt capabile de o performanță, de un rezultat, cred că nu le-a plăcut acel rezultat și acel meci de la Ploiești. Aș vrea să mai spun ceva referitor la antrenorul Bill Shankly. El a preluase echipa în 62 de ani. Deci e vorba de antrenorul de la Liverpool, care a avut o foarte frumoasă declarație la făcut după joc, referitor la jocul care a fost practicat de control în cele trei joci. Domnul Bill Shankly, și vă pică pe mine și să nu mă înjurați. Și domnul primar și noi am dorit să ne apropiem de sfârșit, pentru că avem niște personalități totuși care așteaptă. Cu singura, vă stăm la dispoziție, dacă aveți nevoie individual aici, putem discuta în continuare, dar ca să nu îi lăsăm pe domnul primar, vreau să vă mai spune ceva. Apropo, numai secunde de domnul Birșenfric. Dânsul a preluat echipa, m-am uitat pe internet, în 59 până 74, ceva în genul ăsta. Dânsul fusese înainte la Ploiești, pe 1 august 1963. Dacă cineva știe, are sacoșa de acolo, eu dau de subiect. Vreau și eu un minut. Nu mai secundă, Edi, da. Dânsul a fost în calitate de aviator. Aviația britanică a bombardat Ploiești în 1 august 1963. Și dânsul a venit în calitate de aviator. Asta a declarat-o dânsul când a venit la București. O paranteză. Un minut. 44. 44. Vinerea mare. Vreau să zic că am un pof așa în suflet. Înainte de aceste trei meciuri cu Liverpool am mai fost un eveniment tot așa de important ca să se poate și mai câștigarea campionatului. În toți ceilalți ani, la 10 ani, la 20, la 30, la 40 de ani, am fost băgați în seamă de cei care conduc orașul și devenim 50 de ani ăsta este foarte important. Nu ne-a băgat nimeni în seamă și nici n-a pomenit cineva de câștigarea campionatului. Pentru că aceste meciuri cu Liverpool s-au datorat faptului că am câștigat un campionat într-un an de zile. Și n-a fost numai
2-3 jucători, au fost mai mulți jucători care și-au adus contribuția la câștigarea acestui campionat și tragerea la sort spre ghinionul nostru, am văzut una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dar anul ăsta nu ne-a băgat nimeni în seamă și cred că domnul primar s-a gândit, când a făcut această aniversare, s-a gândit și la acel eveniment. Nu mai în mare, ăsta e evenimentul, că e evenimentul 50 de ani. Bineînțeles, e greu să-i prinși de viață, dar să-i prinși după cum ne-ai jucat cu Liverpool. Eu înțeleg că și situația clubului a fost așa cum a fost, conducători au fost așa și așa, unii și alții și alții, și din cauza aceasta poate nici nu știu să fac un club, ca să fac un club. Campionatul dacă știu așa la pinul, uite, avem aici un reprezentant. Campionatul dacă știu așa un Ziceniu, campionatul dacă știu așa și Galațiu, fără Liverpool nu i-a bătut decât pe Petrolul. Eu nu zic de câștigarea campionatului, sunt 50 de ani, din 1966 n-a câștigat Petrolul niciun campionat, am Vreau să mai ridic o problemă, deci în memoria pentru cei care au dispărut în perioada asta, deci aș vrea să-i amintesc pe cei trei antrenori care au fost Ilioan, Cernăianu, Marinescu, deci o serie de colegi, de începând cu Gică Pacunțu, Mocanu, Sandu Fronea, Moldoveanu, Florea, Petrică Dragomir, Badea. Deci vreau să fac un omagiu celor care au contribuit la rezultatele și cred că sunt în asentimentul tuturor. Cred că aceeași recompensă ca la câștigarea campionatului. Și vă zic ce recompensă am avut. 2000 de lei, un mitică Promosport, un creion de tâmplar, un caiet de nu mai știu ce, și pauză. La cele și în plus și un teren pentru făcut casă la Bușteni. Da. Pentru că tot ați ajutat mie de Bușteni. Eu am o rugăminte, noi avem un arhitect discutit acolo. A creat ceva pentru dumneavoastră, special pentru acest eveniment. Vreau să-l vedeți aici și să-l lăsăm să-l pozeze și părinții. Dați-mi să dau la fiecare câte un... Pentru că avem o plachetă în amintirea și avem pentru toți. Pentru familie, pentru cei care nu mai sunt în viață, aici e o plachetă, că vreau să dați și cu domnul în partea orașului Bușteni și vreau să vă uitați acolo, sunteți la loc de cinste, alături de sfinți, de babe și de babe. De babe și acasă. Și de cruce. Nu mă auze nimeni, nu? Și vreau să-i dau și domnului Grigore să aibă și el amintire la 50 de ani. Aici a creat un arhitect al nostru și a cuprins cam tot, inclusiv echipa, inclusiv Sibla. Crucea, pentru că știm cu toții că e Ghinez. Acum trebuie să ne face reclamă și la orașul Bușteni, pentru că orașul Bușteni e o stațiune turistică prin ascensiune și... Asta e cel mai valoros și dumneavoastră. Ce face în călătorie pe primarul? Urmând ca partea cea mai importantă a cadoului și a recunoștinței noastre față de stâni și să fie sâmbătă pe stadion. Împreună cu suporterii. Sunt prezent. Discuția de la mâna de legație. Eu sunt drept de ce? Am obligația de la mâna de legație. Adevărul e că 2000 de lei care prima care a fost dat. Obligația este o pregătire. Erau mari, erau unii. Erau unii.
Înainte mea, ne-am zis că pentru familie, o să dăm în partea altă, care e cine e clar, cine ce ați invitat, înainte mea, ca să dăm fiecare pentru din partea orașului Bușteni, să dăm și această pachetă, să dăm la toată lumea. O să dăm la domnul Mircea Trigea să... Ne mânăm împreună, sau? Că el totuși... Fotografia de grup propus o facem aici, dați scaunele complet în spate și vă apropiați ca să fie banner în spate. Păi și urmă venim la dumneavoastră și... Rămâneți acolo și vă uitați în coace. Haideți, domnul. Hai, vină și tu. Hai, Cristi. Păi, dar este... Dar putem să facem o poză. Mai strângeți un pic din colțul ăsta de acolo. După ce dai să-mi dai și nevoie să dai un pic din spate. Gata, gata, voi. Toată lumea aici. Lasă-l să-și facă, fă-ți treaba și după aia să fac și eu. Vă uitați aici la mine un pic? Și încă o dată vă rog la mine. Dacă te uităm, să-i gândeam, să-i gândeam. Mulțumesc foarte mult!